Iulian Herțanu, cumnatul premierului Ponta, a fost adus marți cu mandat la DNA, Serviciul Teritorial Ploiești, pentru a fi audiat într-un dosar în care este cercetat pentru că, împreună cu alte persoane, printre care și un fost consilier județean, Mihai Coman, ar fi constituit un grup infracțional care a acționat în vederea câștigării frauduloase a contractului de extindere a rețelei de canalizare în orașul Comarnic. După 17 ore de audieri, cei doi au fost scoși încătușați din sediul DNA Ploiești și au fost transferați în arestul IPJ Prahova. Inculpat în acest dosar este și deputatul Sebastian Ghiță, care, la ieșirea din sediul DNA Ploiești, a declarat că a fost pus sub control judiciar de procurori pe o perioadă de 60 de zile. Împotriva sa a fost începută urmărirea penală sub acuzația că ar fi sprijinit grupul infracțional din care făcea parte și Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta. Deputatul Vlad Cosma și președintele Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma au fost și ei plasați de procurori sub control judiciar pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat și folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru alții de bani, bunuri sau foloase necuvenite. Faptele vizate în dosarul instrumentat de procurorii DNA Ploiești sunt deturnare de fonduri europene de peste 7 milioane de lei și evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2,5 milioane de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2011-2015.